O partidă foarte echilibrată în care Sevilla pornește cu un ușor avantaj, cotă 2 și 14 pentru succesul andaluzilor, Villarreal cotă 3,70 la victorie, iar pentru remiză cotă 3,35. O să vedem și aici alte sugestii de pariere. Sevilla are 4 victorii și un egal în ultimele 5 meciuri și Villarreal este neînvins în ultimele 5 partide, 3 victorii și 2 rezultate de egalitate. Villarreal însă, foarte interesant acest aspect, este neînvins în ultimele 5 meciuri directe. Pentru X2 avem cotă 1.76, pentru varianta peste 2,5 goluri cotă 2.20. Să spunem că Sevilla nu a luat gol în 3 din ultimele 4 partide, dar în 4 din ultimele 5 meciuri directe s-au înscris cel puțin 3 goluri. Avem și varianta egală la pauză cotă 2.06, iar pontul redacției noastre este un pariu combinat 1X și sub 3,5 goluri cotă 1.58. Alex, vedem aici cumva o contradicție. Dacă ne uităm la meciurile directe în ultimele 5 confruntări, practic, vedem destul de multe goluri, dar în momentul de față Sevilla este o echipă care se închide bine, o adevărată fortăreață defensivă care nu prea primește goluri. Iată, în 3 din ultimele 4 partide nu a încasat gol. Deci și Villarreal cumva păstrează această notă. Și Villarreal tot în aceeași notă, practic. De exemplu, Villarreal nu prea primește mai mult de un gol pe meci, uitându-mă așa în istoricul recent, această serie lungă invincibilă nu putea fi realizată fără o defensivă foarte bună. Multe victorii la zero, câteva remize albe, foarte, foarte solidă. Villarreal îmi amintește de acei ani în care Villarreal era o forță în Spania. Cred că e un pont inteligent acesta, pentru că atunci când auzi Sevilla, Villarreal, te gândești direct la spectacol și la goluri, dar nu se va juca așa. Ambele echipe vor încerca să țină de minge, se vor face un joc de posesie de ambele părți și de aceea și eu aș paria chiar pe sub 2,5 goluri. Cota este excelentă, este 1,70, dar atenție, în alte sezoane acest meci avea la peste 2,5 goluri, nu știu, o cotă de 1,50 era mare, mare favorită. De această dată, pariul pe goluri, pe peste 2,5 goluri, are 2,20, dragi prieteni. Deci acesta este un indicator clar că ar trebui să vedem un meci echilibrat. De aici derivă și un X la pauză sau la final, la o cotă de 1,72, foarte bună. Și ar trebui să specificăm, deși Sevilla vine după o serie foarte bună de meciuri, mai ales în deplasare, i-au strâns multe puncte pe teren străin, să nu uităm că ei n-au mai condus-o pe Villarreal într-un meci pe teren propriu de numai puțin de 8 întâlniri directe. Deci Villarreal știe să joace în fața unui astfel de adversar. Și cumva, poate, nu știu, plecarea lui Ever Banega, nu știu, ceva în jocul ofensiv al Sevillei parcă scârție și în echipa nu mai este la fel de explozivă precum ne obișnuise în sezoanele precedente. Da, uite, sunt și mesaje. Cosmin ne dă o sugestie de pariere la Benfica cu Portimonense în Portugalia. Listă, spunea handicap 1.70 victorie la cel puțin 2 goluri a Benfica. Îi spunea o cotă chiar atractivă. Pe de altă parte, Dani merge pe X final la Sevilla Villarreal. Cosmin spune și el nu bate Sevilla, cred că este X meciul, iar Nicolae merge pe varianta X pauză sau final. Interesant. Iar Irina spune X pauză, cotă super, într-adevăr, cotă 2.06, cum am văzut. Putem să încercăm asemenea variante de pariere, Alex, fără doar și poate la Sevilla cu Villarreal. Noi am mai pariat pe meciurile Sevillei sub, recent, și pe meciurile lui Villarreal și de fiecare dată am fost îndreptățiți să o facem, pentru că când sunt astfel de echipe echilibrate ca valoare, nu vezi un scor fluviu. Eu nu mă aștept să văd foarte exact multe goluri aici. Uite, scrie Andrei, să nu uităm că Unai Emery cunoaște bine jocul Sevillei. Pe de altă parte... Cine nu-l cunoaște? E adevărat. Pe de altă parte, uite, e și acest aspect foarte important. Se înfruntă doi antrenori foarte precauți, care pun în primul rând, sunt foarte preocupați de apărare în primul rând. Și Unai Emery și Julen Lopetegui. De aceea... Mă aștept să nu vedem foarte multe și goluri. Și în Spania totuși e o problemă cu acest pariu peste 2,5 goluri. Foarte rar vezi multe meciuri de peste în Spania. Pentru astfel de selecții mai bine te duci în Germania, în Italia, în Olanda, ligi cumva consacrate pentru spectacol. În Spania însă de ceva sezoane încoace scorurile mici sunt cele mai des întâlnite. Bun, hai să mergem mai departe. Uite, Constantin ne dă și el un pronostic la Sevilla Villarreal X2 pauză, cotă 1.40. Haideți să mergem mai departe și să vedem care sunt ponturile furnizate de membrii redacției pariuri 1x2.ro.